Această seară la Itsy, Bitsy FM, pentru copiii ascultători, povestea Maimutica Miky, de Mirela Riza Marinescu. Într-o pădure deasă din Africa cea îndepărtată, trăiește Maimutica Miky. Ea este foarte zgârcită. Nu vrea să cheltuiască nici măcar un bănuț din pușculița ei, primită în dar de la trompii, elefantul. Își duce traiul de zi cu zi într-un copac înalt și rămuros, unde și-a construit o căsuță din liane împletite. Aceasta ar fi putut să arate foarte bine dacă s-ar fi ocupat puțin de ea, dar cine să o vopsească, cine să-i repare acoperișul găurit sau ușa de la intrare? Toate acestea costau bani, iar Miky nu vroia să cheltuiască nici măcar un bănuț din ce pusese deoparte. Nici interiorul casei nu era prea frumos. Îi lipseau perdelele, covoarele, tablourile și chiar un pat confortabil în care să se odihnească atunci când se întorcea acasă obosită. El era făcut din părul nucilor de cocos mâncate și din rădăcinile plantelor sălbatice adunate în timpul plimbărilor prin junglă. Scaunul și masa pe care mânca erau împletite din crengi uscate de copac. Dacă i-ați fi făcut o vizită lui Miky în junglă, ați fi gândit că este foarte săracă, dar lucrurile nu stăteau deloc așa. Ea vindea banane străinilor care veneau să viziteze Africa, iar banii pe care îi strângea îi punea în pușculița de la trompii. Seară de seară îi scotea și îi număra. Era foarte bucuroasă atunci când observa că se adună din ce în ce mai mulți. Știa foarte bine câți are, dar tot nu renunța la obiceiul număratului. Îi făcea plăcere să se gândească cum ar putea cheltui tot ce a strâns, dar niciodată nu se atingea de niciun bănuț, căci era mult prea zgârcită ca să o facă. Într-o zi, pe când maimuțica noastră stătea întinsă în pătuțul ei, s-au auzit bătăi în ușă. Nu primesc musafiri?" a zis ea enervată. Nu-mi plac străinii?" Și n-am nimic de împărțit cu nimeni." Dar pentru că era foarte curioasă, a mers totuși să vadă cine e. În fața sa a apărut un papagal cu pene viu colorate. Acesta a început să-i vorbească cu un glas pițigăiat. Te rog să mă ierți că am bătut la ușa ta, dar afară este îngrozitor de cald, iar eu sunt mort de sete. M-am gândit că poate ești atât de bună să-mi dai și mie să beau o cană cu apă ca să-mi revin. Nu sunt, a răspuns maimuțica sec. Și nu înțeleg cum de ți-ai permis să mă deranjezi. Altădată să nu o mai faci, a strigat ea, trântindu-i ușa în nas musafirului nedorit. După cum se poate vedea, lui Miky nu-i lipsau banii, ci inima. Nu avea deloc sentimente. Nimic nu o impresiona, nici măcar o biată pasăre ce risca să moară de sete în jungla cea toridă. Însă maimuța noastră cea zgârcită nici nu bănuia că papagalul ce venise la ușa sa avea puteri magice. Lui nu i-a fost greu să ajungă în bucătăria în care ea număra seară de seară bănuții strânși pe banane. De cum l-a văzut, a și început să se vaite. Să știi că sunt foarte săracă! Muncesc de dimineață până seara și nu am nici măcar după ce bea apă! Nu mă ajută nimeni și mă zbat din greu să-mi duc traiul de pe o zi pe alta! În cazul acesta, dragă maimuțică, aș putea să te ajut, a spus papagalul și vrând să se așeze, a tras mai aproape un scaun aflat în apropiere. Nu știu cum s-a întâmplat că piciorul acestuia a lovit pușculița de la trompii. Zeci de monede au început să se rostogolească în voie prin bucătărie. Speriată, Miky nu știa cum să le adune mai iute de pe jos. Alerga după fiecare îngrozită ca nu cumva să se piardă vreuna. Papagalul privea uimit la scena care se petrecea chiar sub ochii lui, fără să mai știe ce să spună. Dar deodată a izbucnit. Dragă maimuțică, chiar meriți o lecție! Eu m-am oferit să te ajut, crezându-te strâmtorată! Iar tu ai profitat de bunătatea mea și m-ai mințit! Am să-ți transform în nuci de cocos toți bănuții! Biata Miky!
ce să facă ea cu nucile de cocos? Avea nevoie de bănuți. Pe nuci de cocos nu poți cumpăra nimic, nici măcar un pătuț confortabil, ca să nu mai vorbim despre o casă mai arătoasă. Acum chiar că era săracă, mai bine i-ar fi dat papagalului cana de apă dorită și nu i s-ar fi întâmplat nimic din toate acestea. Trebuia să le înduplece cu orice preț, să rupă vraja. Te rog să mă ierți, că am greșit. Îmi vreau înapoi bănuții, nu pot trăi fără ei. Poate că voi rupe vraja, dar nu oricum. Trebuie să-mi juri că nu vei mai fi zgârcită și că vei da și celorlalți din ceea ce ai tu. Nu este bine să faci totul numai pentru tine. Nu se știe când vei avea și tu nevoie de ajutor. Ca să primești, trebuie să dai. Dacă nu te vei ține de cuvânt, banii tăi se vor transforma iarăși în nuci de cocos. Maimuța i-a promis papagalului că nu va mai fi zgârcită și a reușit să-și recupereze toate monedele. L-a servit cu cana de apă dorită, după care acesta a zburat înspre apus. De îndată ce s-a văzut singură, maimuțica și-a spus: cine suferit! Tulbură liniștea străinilor și nu-și vede de ale lui! Nu pot să-i suport pe băgăcioși! Uitând de incidentul cu papagalul, Miky a ieșit a doua zi în junglă ca să adune banane. Pe drum s-a întâlnit cu Belina, vecina sa, care a rugat-o să-i dea și ei una, pentru că era foame. Nu pot să-ți dau din bananele mele! Du-te și tu să cauți! Eu am muncit ca să le adun! La aceste vorbe, banii i s-au transformat din nou în nuci de cocos. Promisese că nu va mai fi zgârcită și nu se ținuse de cuvânt. Acum avea să plătească pentru faptul că nu luase în serios vorbele papagalului. Dragi copii, voi să nu faceți precum maimuțica din povestea mea, să îi ajutați pe ceilalți. Bunătatea tot cu bunătate se răsplătește. Sunt Cerasela și vă doresc somn odihnitor, din care să vă treziți la viață cu energie și nădejde că bunul Dumnezeu are grijă de fiecare suflet pe care l-a creat. Să mulțumim Domnului pentru toate și pentru toate să răspundem cu bunătate.